m-am început-o la 15 ani și ceva. Și nu așa ușurel. Am fost la început ajutor de contabil. N-ați fost de la început profesor? Nu, nu. Doi ani, nu. Am fost ajutor de contabil, cum se spunea, scetovod, versește. În sat, apoi la poștă raională din Spărieni, o scurtă perioadă de timp și era necesar să mai vin și la Sil Soviet. Sovietul sătesc în anii groaznic de foame. Rămăsese Sovietul fără de secretar și s-au adus aminte că cea mai bună, mai potrivită, deși n-aveam vârstă, cea care trebuia. Erați bună la cifre, și m-au chemat înapoi reale. La vânători, în satul natal, și am lucrat în Sovietul Sătesc pentru întocmirea acelor liste care trebuia să primească un ajutor în fometații. Cea mai strașnică categorie care mureau de foame. Și s-a făcut niște falsificări și au dat, l-au exclus din lucru pe secretarul Ceala și m-au găsit pe mine. Am lucrat 10 noapte la acele liste și am salvat o mâncare. Dar ce ajutoare primeau atunci? Ce porție de mâncare primeau? Dacă mă mai amintiți. 1 kg de cereale pentru întreaga familie. Pentru o familie. Asta pe cât timp? Da, se spunea că iată a venit, a fost trimis Costigin aici să vadă ce e în Moldova, că s-au zis că acolo mor oamenii ca moștile. Da, a fost așa, a trimis Stalin așa urmă. După asta, o să zic că au trimis aceste mizerabile ajutoare. Apoi, după asta, am lucrat șef, deci a fost au constatat că nu mai merit să fiu secretară pentru că trebuie să fie trebuie să intre în consomol, dar eu nu. Și plus de aceasta nu puteam să particip la alegeri, nu aveam 18 ani, dar secretară trebuia să fie deputat sătesc. Și m-au eliberat. Și așa ați ajuns profesoară de istorie. Am mai fost șef al punctului de alimentație pentru înfometați. Deci era o cantină unde se făcea o supă într-un ceaun mare la pirostrii, adică într-o casă la un moș de-a meu. Și veneau cu camela, adică cu cătuliocul, spuneau rusește, și primeau o porție de mâncare. Făcută, supa aceasta era cu un fulgi de cartofi și pește sărat. Pe atunci nu era pește congelat. Pește sărat. Și o coadă de pește ne merea acolo, un cap și plecau. Cei care de acum cu totul erau destrofici, au primit. Și ea s-a închis repede această cantină. De-am anul 47, plouase și se aștepta că roada are să fie, dar roada dar era este adevărat încă, că existau cazuri de canibalism? Poftiți? Este adevărat că existau cazuri a de... A fost canibalism la noi, în satul Minești, se spune că a fost. O femeie și-a pus copilul mic, dar n-au reușit să-l mănânce. Era l-au găsit într-o covățică în țupat. Cineva a aflat. Dar au fost cazuri în alte sate. Pisici au mâncat. Foarte mulți au murit de foame, se înflau, mâncau buruiene de aceste otrăvitoare, pentru că de cele comestibile nici nu mai erau. Da. Au fost timpuri grele. Da. Eu simțeam că din cauza că nu sunt consomolistă, mă cam lăturau. Și m-am dus odată acasă la mama și am plâns, chiar când m-au dat afară de la Soviet Sătesc. Vezi, mamă, dacă mă tale nu mă lasă într-un consomol. Toți mă dau din toate părțile. Zice, of, Doamne, du-te, dar bagă seama că acolo cu
religia era problema la Comte Traional. Și m-am dus la Comsomol, acolo. De acolo s-a pornit, de fapt, activitatea mea. Primul secretar al Comitetului Regional al Comsomolului a fost un om foarte cum se cade. Nu m-a întrebat nimic din statut. Uh-huh. Nu m-a mai spus, spuneți biografia. Și când mi-a spus că am lucrat acolo, scris biografia. Am scris-o, a văzut că am un scris citeț, cârtular, dar am scris-o rusește, că de acum, de mult ne impunea să scrim rusește, uh-huh, în limba rusă. Chiar și la Soviet, unde am lucrat, cu documentele acestea, le întocmeam rusește. Și după aceea, el m-a întrebat, dumneavoastră, n-ați vrea să lucrați la casa de copii din Văzărești? Uh-huh. Să scrisesc o casă de copii a copiilor adunați pe drumuri. Și am zis, nu știu, să mă duc să întreb pe mama. Așa a fost. M-am dus acasă, acolo ce îi zici? Ei zic, ia că cu copiii trebuie. Și m-am întors înapoi la Comitetul Raional al Consomolului și ei mi-au dat mi-au ajutat să-mi îndeplinesc visul meu, pentru că visul meu de mic era să fiu învățătoare. Uh-huh. Și iată așa am trecut toate treptele. Educator, învățător la clasele primare, dar cel mai mult din profesor de istorie. Până în 2013. Din 2013 am continuat încă 2 ani, că eu lucram paralel și conduceam un ansamblu folcloric care se numea Izvorul. Uh-huh. Și până în 30 ani am condus acest ansamblu. Domnule Lumba, dar vreau să vă întreb, cum s-au schimbat generațiile de elevi? Cum erau ei la începutul carierei dumneavoastră și cum au fost la sfârșitul carierei? Cum s-au schimbat? I-ați văzut așa multe generații? Se schimbau. Erau copii cuminți, străduitori. Asta înainte. Dacă aș lua anii mei de școală, foarte frumos. Eu am făcut 7 clase românești. Uh-huh. Toți eram uniți, disciplina era, drept că era și bățul pentru cei leneși. Da, nu e admisibil. Ei, mă rog, era, se permitea, uh-huh, la români. S-a permis și încoace. Pe urmă, noi am trecut la învățământul sovietic cu Lenin și Stalin și da, cu Makarin, cu metoda lui Makarin, cu metoda lui Skoblinski, metoda lui Amonashvili, toate aceste reforme, toată vremea ne schimbam și noi, cum spune Cățiganul cu scânteie. Vreau să o întreb acum pe doamna Ana, este fiica dumneavoastră, doamna Liuba, dumneavoastră sunteți medic de profesie. Da. Știu că așa de multe ori se întâmplă în familiile de profesori ca o copii să urmeze carierele părinților. Dumneavoastră, cum ați hotărât să fiți medic? Eu, chiar de mică, toate jocurile mele erau că eu eram doctor. Cu toate fetițele, cu sora mea chiar, întotdeauna eu eram doctorul. Așa chiar de mică, de când mă țin minte, numai asta mi-am visat. Și știam că trebuie să învăț foarte bine ca să pot intra la Institutul de Medicină, fiindcă era un concurs foarte mare. Uh-huh. Și s-a împlinit visul. Mama m-a dat la Chișinău să termin 10 clase la Chișinău, la o școală de prestij, ca altfel, sunt la numărul 1, da. Școala Gheorghe Sache acum. Da. Și, într-adevăr, am primit cunoștințele necesare, m-am străduit și am intrat în primul an. Și ați devenit medic. Și am devenit medic. Și ați fost cum gratifică meu asta. De 43 de ani sunt medic. La mine am mai avut un fecior care a spus că vrea să fie șofer. Aha. De mic. Și astăzi lucrează în Chișinău. Este șofer. Da. Tot, deci, dumneavoastră, v-ați lăsat copii să-și urmeze visele? Nu m-am mișcat deloc. Și eu și soțul, el tot pedagog, am lăsat copiii să aleagă singur profesia după bunul lor.
dorință și pot, cred că o, și o vocație aveau. Da. Vreau să vorbesc cu Stella, Stella Moldovanu, care este cunoscută ca artistă la noi. Este ocupată de tot ce înseamnă handmade, de tradiție și de promovarea tradițiilor. Stella e o familie foarte frumoasă. Mulțumesc. Sunteți toți foarte norocoși că vă aveți unii pe alții, între pe altele. Mai rar așa, când este și bunica și străbunica în viață. E prima mea nepoțică. Este prima și am înțeles, e adevărat că primul nepot e cel mai iubit, așa, nu iubit, dar e cel mai drag sufletului. Da, pentru că nu aveam pe atunci alt bucurii decât să ne vedem rezultatele mai departe, tradiția cu generația următoare, cea să mi-aduc fiică. Și mi-a dus o nepoțică. Și cum a fost sentimentul acela? Vă mai aduceți aminte? Poate era iarna, zăpadă mult, când am auzit, am alergat la Boldurești, în satul vecin. Pe jos am mers, prin zăpadă. Să vă vedeți nepoată. Și felicităm, Doamne, și fetiță frumusică, când am... Pe mamsă, tot o mamsă, când m-am fotografiat cu mamsă, abia așa să... Fotograful a zis, dar dumneavoastră ce, v-ați fotografiat cu o păpușă? Zic, nu, așa, păpușa asta e fiica mea. Așa și ea. Da. Dragostea asta ta față de neam, față de tradiții, vine oarecum din familie, de la bunica, de la mama? Da, evident. Probabil că asta ar fi fost prima legătura mea cu tradițiile și prin rădăcini pe care le-am cu bunica, dar, de fapt, prima mea profesie a fost să fiu profesoară, pentru că eu vedeam pe bunica toată vremea cu cărțile. Tu ai fost profesoară? Eu am fost profesoară, deci eu am studii ca și pedagog, am lucrat în calitate de pedagog 2 ani de zile după ce am absolvit facultatea, după care am ajuns încet, încet la a fi în domeniul artei și nu mă consider artistă, sunt mai degrabă din domeniul artei și promovez cumva tot ce ține artă. Care creează ceva, să faci ceva, este numit artist pentru... Da, în linii generale, da, putem să zicem și asta. Care a fost cel mai prețios lucru pe care l-ai învățat de la mama ta? Vorbim aici de... De la mama mea, probabil că am învățat și de la bunica, printre altele, am învățat devotamentul față de ceea ce fac zi de zi și un gen de mobilizare în cazuri când este nevoie de prezență, inclusiv devotamentul față de serviciul pe care îl ai, față de munca pe care o faci și uneori se întâmpla chiar și în detrimentul copiilor. Pot să zic asta, nu știu dacă e cumva transmis prin ereditate acest lucru, dar până la urmă și bunica a avut toată viața un devotament aparte și o dedicație pentru profesia sa și activitatea sa și mămica întotdeauna a fost și până astăzi este implicată la serviciu. Și Bianca, fiica ta, ai preluat această calitate, devotamentul sau față de ce faci? Da, pot spune asta cu certitudine. De asemenea, am luat și responsabilitatea, perseverența de la bunicile și mama mea. Ești acum elev, te-ai gândit ce ai vrea să faci pe viitor? Păi, profesor și medici aici, ce sunt alegi? Pasionată de arhitectură și tot ce este legat de acest lucru, de design interior. Îmi place să aranjez lucruri, să văd cum ar putea sta într-un mod deosebit. Da, interesant. Vreau să vorbim acum despre conflictele acestea în generație. Mai țineți minte, doamna, atunci când s-a născut nepoțica, sau pe dumneavoastră, mai bine întreb, atunci când s-a născut fiica dumneavoastră, au fost aceste conflicte când mama dumneavoastră se implica în educația sau... Știți că acum există, că... Nou termen. A fost așa ceva? Nu, n-a fost. Nu. Dar noi locuiam în diferite localități. Uh-huh. Mama mea lucra, cum lucrez și eu acum, absolut nu s-a amestecat, adică faci eu, ori fac altfel, cum, adică inconștient, am educat cei ce am primit eu de la mama mea și de la părinții mei, și m-am stăruit să dau, nu prin cuvinte, nu prin frază, faci așa, faci așa, așa intuitiv, și probabil și Stella și copiii mei au luat de la mine tot așa. Da, n-a fost o granță, pasionată. Și nici eu nu deloc acum, nu că acum, dar chiar când eram mic, când erau copiii
foarte mici eram mai departe de ei, acum suntem mai apropiați, dar oricum, știți cum, așa, telepatic noi probabil comunicăm. Da, comunicăm. Există așa o energie? Există. Există o energie pe care uneori vreau să sun la telefon și Stella zice, iată, acum și eu vreau să sau din contra. De multe ori pun mâna pe telefon, sună Stella. Cineva din ei, da. Sau... Asta este, asta, da. Știți, eu... când iubești foarte mult și vrei ceva, numai decât obții. Numai decât obții și ceea ce am luat de acasă, 7 ani de acasă, știți? Asta totuși onestitate, sârguință de lucru, să faci lucru conștiincios, nu așa de formă. Și iată și Stella a povestit că într-adevăr așa e. Ei era în gândurile mele, fiindcă la mine tot așa se primește că... lucrul trebuie să-l faci din tot sufletul, cu dragoste atunci mare. Și atunci foarte bine. Da, iese, poate nu întotdeauna, dar totuși asta are mare importanță. Să întreb pe doamna Alba, 88 de ani, care a fost cea mai mare greutate din viață? Un om experiență are, ce zice? Am avut multe greutăți. Am avut foarte multe succese și s-au mers paralel. Greutățile și succesele. Viața este alb și negru, da. Nu este doar. Mă doborau și eu mă ridicam. Și iar mă doborau și iar mă ridicam. Dar am avut norocul să întâlnesc oameni foarte buni. Chiar primul secretar a Comsomolului, pe urmă, el a fost deportat. S-a auzit, a dispărut. El era transnistrean. Apoi... am fost exclusă din lucru în perioada aceasta, pentru că aveam un moș popă și deduceau că nu, eu învățesc copii. Da, era interzisă religie. Împărau. Și până am ajuns să fiu exclusă și din Comsomol. 6 ani am fost numai în Comsomol. Pentru că respectam religios, abreadă, pe rusești, îi spuneau, că toată vremea pe rusești. Tradiții religioase. M-au dat afară din Comsomol și din lucru. Deci, ca învățătoare, eram dașcă instructoare de pionieri. Și când m-au dat afară, eram în concediu de maternitate cu a doilea copil. Câți copii aveți în total? 4 copii, 2 băieți și 2 fete, dar cu regret, băiatul cel mai mare, adică a doilea după fiică, a decedat 3 ani în urmă, la 62 de ani. Asta e. Apoi, asta a fost cea mai mare greutate părinți, din viața da, dumneavoastră, pierderea unui copil. Părintele este în vârstă de acum, dar copilul smoke. Asta e cea mai mare durere. Dar celelalte, așa, moral, mi-au dat în cap, mi-au dat în cap și iarăși m-au ridicat. Pentru că mă mândesc cu aceea că am fost delegat la Congresul 2 al învățătorilor, Congresul 2 al femeilor din Moldova, eu am fost președinte a sfatului de femei, am fost a veteranilor muncii și deci am avut multe activități de-astea și acest rău era acoperit cu activitatea mea, fiindcă am și multe mențiuni. Este exact ce spunea și fiica dumneavoastră, că ați iubit ceea ce făcea și atunci lucrurile ieșeau minunat. Da, dovedeam că eu sunt dreaptă. Eram principială, nu mă împăcam cu neajunsurile și le dar cei ce le spuneam lor în față nu le plăcea și atunci... căutau să se răzbune. Noi acum luăm o mică pauză de publicitate, însă revenim atunci când doamna Liuba ne va zice care este secretul longevității. Avem al 6-lea membru al echipei. Un băiat s-a născut în casa noastră. Noua se numește. Noi tare, tare, tare cu nata ne dorim un partid.
Și ca pentru acest partid să semneze lumea, în primul rând trebuie să semneze ai tăi. Dacă ai tăi să semneze, trebuie să fii mulți ai tăi. 5, Чепуха. 6, может да, а может и побольше. Так, в момент дать термина Юрия Лянка, вене фиулу Юрия Лянка, да. Ку студии ла Кембридж. Я не мент, префер, пате у него са не спун тот адеверу. Да. Не дай бог са уди у вас тогда прокурор, да кумва са пунет смена пи Юра Лянка. Și să audă asta, că iată, corupere pasivă, nu știu ce. Să nu uitați că el în copilul investit, care copilul ce este? Eu știu ce înseamnă copil, copilul ăsta ca floare, că tu nici nu-ți imaginezi asta. Acesta este Andrei Bolocan. Acesta este Nata Albot. Ce, cum acest tricou a apărut în viața mea? Opa, de ce el se mișcă tricou? Oh my God, ce se întâmplă? Internetul grăiește. Vineri, la 19.45, doar la TV8. Dezinfectarea cu Ana Sârbu, doar la TV8. Cel mai frumos dar ce ne-a fost dat să-l primim este viața. Iar noi, de multe ori, din inconștiență sau poate din ignoranță, nu-i oferim iubire. Iubește viața, o emisiune cu povești reale, pline de dragoste, emoții, putere, dar și trădări, dezamăgiri, destine distruse în doar o clipă. Povești care ne schimbă pentru totdeauna. Povești pe care le trăim în fiecare zi, care ne inspiră și ne dau putere și speranță. Iubește viața la TV8. Moldova nu are viitor și refuzăm să credem că mai putem schimba ceva. Copiii noștri trebuie să știe, trăim într-o societate fără valori și nicio... revenit și după cum v-am promis, vreau să ne zică doamna Luba, care este secretul longevității 88 de ani? Eu cred că dragoste de viață. Aha. Un, doi, încredere în puterile proprii și a fi în stare să respingi totul, tot neadevărul, să spui în față. Uh-huh. Și dragoste de muncă. Vocația asta către ca învățător a fost la mine din mică, din fragedă copilărie. Mă jucam de învățătoare și atâta știam. Și eu vroiam să ating acest perioadă. Da. Și de aceea eu cred că dădea putere. Greutățile. Și asta este secretul longevității. Dacă te ridici, dar poate... te cobori și vrei să te ridici și mergi înainte, să știți că aceasta este... Dar poate aveți niște trucuri în alimentație, poate vă alimentați cumva, faceți sport, spune, sport. Da, nu, familia care? Noastră în privința alimentației a fost, cum se spune, satisfăcător. Așa, părinții agricultori, mama mea a fost croitoreasă, toată vremea știa să facă bucari buni, să ne hrănească la timp. Cred că acest lucru s-a extins asupra copiilor mei și nepoților. Vreau să întreb strănepoata, care e felul de bucată de la străbunica care îți place cel mai tare? Cred că zeama.
seama și bunica tot o face foarte bună. Bunica face foarte bună. Și tu tot. Eu, da, când am timp, mai puțin, nu chiar atât de bună cum o face maică-mea, întotdeauna zeama de acasă, de la mama, este mai gustoasă, dar, da, zeama este una din preferințele noastre. Și cum arată o masă de sărbătoare la voi? Cum vă reuniți toată familia? De obicei, suntem foarte mulți. Pentru că verișorii mei sunt plecați, toți în străinătate, au familii, locuiesc în Italia, în România și de obicei sărbătorile noastre sunt acasă. Da, sunt cu toți adunați acasă. La Paști, la Crăciun, neapărat mergem la bunica, este o tradiție pe care o respectăm an de an. V-ați imagina vreodată că vor veni aceste tipuri în care lumea va pleca din țară, când rudele noastre vor fi în toate colțurile lumii? N-aș vrea să ajung, nu eu, dar și următoarele generații, că Moldova să fie părăsită de băștinași și în loc să vină niște minimeni, nu știu cum spun, străini. Că văd că este așa o tendință la conducătorii noștri de azi. Este așa o tendință. Nu prea se luptă ca să-i oprească pe loc. Mm-hmm. Și dacă pleacă, e zbucuroși ca să trimite bani încoace ca să supraviețuim. Dar eu cred că nu o să ajungem la ce. Mm-hmm. Poporul ăsta nostru nu este atât de inconștient să nu-și păstreze demnitatea și tradițiile de odinioară și nu cred să se întâmple așa ceva. Aceasta va fi o tragedie. Este o ieșire din situație, unire. Cum m-am apat? Unde m-am născut? 14-15 ani acolo au fost. Ăștia au fost cei mai interesanți ani în viața mea. Și din viața întregii familii. Interesant vă și ceilalți ani. Pentru că numai bine nu poate să fie. Dar când ești în stare să ieși din impasul cel mai greu, da, eu am avut, sigur, pierderea mamei, pierderea tatii, pierderea fiului la urmă. Dar bucurie mare pentru că s-a mărit familia noastră. Și știu eu cât o să mai trăiesc. Am 14 străni. Dar am vă să zic că... Câți nepoți? Câți băieți și atâtea și fiete. Câți nepoțeli și nepoțeli. De fapt, cu nepoțică mai mult. Aha, 8 și 6. Care în Italia, ca în România, în București, în Iași, în Bacău, am câte unul. În Italia mai mulți, dar cei mai mulți, nu cei mai mulți, jumătate la jumătate. Sunt aici. Sunt aici. Țineți minte cum se numesc toți? Nu s-au cemut să aibă și copii mai mulți, de aceea ce până ce au... De unul, câte doi. Dar e foarte bine și la dânsii, tot ne vedem la sărbători. Dar niciodată mi se pare că n-a să se întâmple să-i vedem pe toți, atâta timp cât trăiesc eu, că sunt prea departe unii de alții. Ar fi foarte frumos. Da, vin Iași, și acum ne-am întâlnit la ziua mea. Da. Chiar că la 10 octombrie sunt toți chișinăuieni, cum se spune, au venit. Așa se întâmplă majoritatea familiilor. Au venit toți, da, și la noi. Ne-am îngrămădit într-o odaie. Că de altfel, când vin toți, apoi de acum nu mai încap într-o odă. Aveam peste 36, așa, nepoți, strănepoți, părinți, bunica. De fapt, eu în lădânjă, una rămasă, ceilalți. Bunica este capul familiei la voi, da? Este cea la care apelați mereu pentru sfaturi? Da, pentru sfaturi și totuși rădăcina cât... Care ne adună. Da, rădăcina care ne adună. Că dacă n-ar fi bunica, cred că nu ne... Măcar că acolo mai locuiește și sora mea cu soțul ei. Dar când venim unde? La bunica, la mămica.
numai decât toate sărbătorile trebuie să ne adunăm la mine, pe urmă plecăm la ea și... Orice om, foarte, da, norocos foarte atunci când și are mama, da. Unica în viață. Ce fericire, iacă! Da, eu sunt copii, foarte mândră. Copii, nepoze, strănepoze, astea tot sunt un stimul de a prelunge viața, o motivație de a iubi viața. Câteodată sunt momente că cad în depresie, dar mai e o valeriană. Până la 88 de ani, ce planuri mai aveți? Chiar sunt foarte curioasă. Cum vă vedeți? Planurile, să-i văd pe toți odată veniți acasă. Planuri, ei să fie fericiți, să-și atingă scopurile, să vină oameni cu litere mare și, mă rog, nu pot să fie... să nu uite de părinți, că eu sunt mulțumită că toți au grijă de mine. Stella. Deși eu singură, trăiesc singură, independent, îmi fac toate lucrările. Bunica își face singură și lucrările în ogradă, și grădină, și vie, și ca să înțelegeți. Deci, dacă o întrebai de face sport, asta e, cred că, mai bine decât orice sport. Da, de la 7 până la 11 în colo. Din care e program? De la 7 la 11 afară, după care... Aerul este curat, mișcare este... Alimentație sănătoasă și este. Cu alimentație, mm-hmm. Mă regulez toate lucrurile. După care bunica program de citit și de scris, pentru că bunica citește în fiecare zi. Acum am mai slab cu cititul, pentru că eu am pierdut un ochi în perioada aceasta, am glaucomă, probleme serioase, dar am și un dulap mare de medicamente și de... Le e foarte regulat. Da. Foarte. Probabil vigherea. Da. Am doi medici în familie ca tare. Una e fiică, dar una e medicul din sat. Aha. Da, un pacient foarte atent, ascultător, responsabil. Toate medicamentele, picăturile la oră. Știu de la ora 7 dimineața. Asta e secretul lungimității. Da. Responsabilă. Da, disciplină. Vreau să o întreb pe Stella. Care sunt amintirile cele mai dulci din copilăria ta legate de bunică? Ce ți-aduce aminte atunci? Eu toată copilăria am petrecut-o, vacanțele la bunica. Noi eram verișorii care ne adunam absolut toți. Fiți verișori. Atunci eram 6, da, 5-6, după care au mai apărut și alții, dar în copilăria mea, la bunica în pod, unde erau o grămadă de cărți, o grămadă de lucruri de văzut, de distrus televizoare, de urcat era prin copaci. Era străbunica, străbunica mea care avea grijă de noi, care ne făcea mâncare gustoasă. Bunica era ocupată cu școala și cu activitățile legate de folclor și de tot ceea ce ținea de munca ei. Ori noi eram foarte, foarte prietenoși acolo și făceam toate năzbâțile din lume. Mi-amintesc foarte bine și casa cea veche a străbunicăi care nu mai este. Mi-amintesc toate peripețiile noastre din copilărie și eu... Nu știu, am în minte o copilărie foarte luminoasă și veselă. Vreau să întreb, Stella, despre educația copiilor. Ce ai preluat? Ne-ai zis anterior ce ai preluat, ce ai oferit copiilor, dar ce ai încercat oarecum să excluzi? Ce ți s-a părut poate demodat? Nu știu dacă m-am gândit la ce este demodat. Cumva intuitiv au mers lucrurile și am mers poate pe alte căi, dar în general cred că această libertate care a avut-o și mămica de a alege ea singură ce vrea să facă, încerc și eu să ofer copiilor mei independența și un gen de ești o mamă libertină care oferă sunt, cred, destul de sau mai bine să o întreb libertină, dar și am și anumite cerințe. Cum este mama? Sunt cele mai bune prietene sau este și un pic autoritară sau un pic mai mult? În diferite situații este diferită, este și cea mai bună prietena mea, este și autoritară, este și autoritară, uneori severă, dar toate acestea mă ajută. Te ajută? Da.
Dumneavoastră, cum copiii, vedeți o diferență majoră dintre cum își educa acum părinții copiii și cum îi educau înainte? Înainte era cam o autoeducație. Părinții se educau unul pe altul. Da, unul pe altul, imitau părinții, imitau pe fratele mai mare, pe sora mai mare și în felul acesta se făcea educație. Acum sunt programe, mă rog, cursuri de parenting. Cursuri da. Pentru viitoarele mame. Pentru mame. Pentru tate. Este o diferență, dar eu vreau să vă spun că tot mai mulți ani de acasă, 7 ani de acasă se păstra în anii copilăriei mele, măcar și a fiicei, Aniusei, decât... Aniusa. Am în vedere orașul, satul, în sat. Dar viața e mai grea. Așa o temă mai personală, despre relația de cuplu. Ce ați învățat așa în lanț, unii de la alții? Ce ați învățat de la mama dumneavoastră în relația de cuplu cu soțul? Vreau să spun că eu am văzut în relația mea, relația mamei și a tatei, era o relație foarte strânsă. Sănătoasă. Era sănătoasă. Cum era la serviciu, așa era și acasă. Ei veneau, se așezau unul la masă, altul la alt colț de masă, cu toate caietele, cu toate copiilor și vorbeau tot despre lucru. Și în mintea mea undeva poate eram geloasă că mama vrea să continuă tot despre lucru. Da, nu ne oferă suficient timp. Suficient timp, da, eu asta am simțit și-mi părea că când o să fiu eu, însă am eu copii, eu o să fiu altfel. Și așa s-a întâmplat? Și cred că nu s-a întâmplat așa, fiindcă și eu am fost foarte, foarte ocupată la serviciu. Soțul meu tot lucra în colhoz, era economist, cum era atunci ferme, una alta, servicii de noapte, servicii dimineața la 4, ieșa. Și exact așa s-a întâmplat și la noi. Dar asta nu înseamnă același lucru. Da, mai ales asta nu înseamnă că nu am lăsat copiii așa, fără să-i... Noi i-am iubit din tot sufletul. Și i-am lăsat de sinistător. Și am avut mare noroc. Da, copiii au fost foarte buni. Ne mândrim foarte mult copiii noștri. Stela în deopște era... Eu niciodată nu am făcut ei observația. S-a ocupat întotdeauna cu ceea ce a vrut. A croșetat, a scris, a citit, a compus, a făcut ceea ce a vrut. Dar vocația asta e înspre arta, o vedeați din copilărie, plăcea să stea cu bunică, să spun așa, da, fiindcă a participat la concursuri, a luat locul întâi pe Republică la Olimpiada Limba Română. Chiar a intrat la universitate, pot să spun că 3 de 10, luat așa. Așa că, sigur că da, foarte mult știa și... Eu pot să zic frumos, că mămica ne-a oferit libertatea, deci nu, dacă nu-ți place să speli vesela, îmi plăcea să croșetez, să cos toată copilăria, cumva eram ocupată cu niște lucruri care îmi plăceau mie și eu aveam libertatea să nu fac curat sau să nu spăl vesela dacă vreau să fac altceva. Și asta cred că e un lucru pentru care... Probabil să transmiți de la mine, că mie nu plăcea să spăl vesela. Și când mă trimitea mama în altă cameră să-i aduc ceva, eu tot cu carte. Tu ce faci acolo? Vii sau nu vii? Câteodată primeam pentru asta. Cum? Eu aștept la bucătărie și tu citești? Eu am fost foarte pasionată. În vremea când învățam în timpul românilor, hai să zicem așa, cum sunt moldovenii noștri, eu eram responsabilă de bibliotecă la școală. Știți, eu atunci am citit pe Dostoievski, Idiotul. Ce am înțeles de acolo? Am ținut Mâșchin și Anastasia Filipov, nu știu cum au aruncat banii. Da. Așa, la vârsta aceea atât am înțeles. Înțelegi așa un roman complex, da? Sau Boinai Mir, despre Natasha, țineam foarte mult. Dar eram, da, între clasa a șasea. Eu foarte mult am... iubit lectura. Și acum, e ca asta, iar nou romane am citit. Mai mult pasionată de cele din trecut, pentru că este le-am trăit. Astea clasice rămân mereu actuale. Clasică. Știți ce-s curioasă? Că îmi spuneați că nu vă plăcea să spălați vesela. Eu de foarte multe ori mi-am pus întrebarea. Înainte, femeile aveau
mai mulți copii, 5, 6, 7. Nu existau mașini de spălat veselă, de spălat hainele, de uscat haine, aspiratoare și toate aceste tehnologii care acum ne ușurează viața. Și atunci femeile nu ziceau că nu reușesc. Acum însă femeile zic că nu au timp. Cum se face așa? Cum credeți? De ce se miră, asta? Se miră. Iată povestesc cei din Italia. Cum? Voi faceți singuri conservații? Voi singuri croșetați? Voi singuri... Tăiați găina? Tăiați găina? Da, da. Dar cum se întâmplă? Că înainte femeile reușeau să facă toate aceste lucruri, dar cum nu? Probabil erau mai mobilizate, fiindcă eu singur nu-mi dau seama cum reușeam. Spălați cu hainele cu mâna? Ei, cu mâna poate... A fost așa perioadă, da. La început era o mașină care oricum trebuie să mărtiești. Să scurți? Dar, da. Și nu ne ajutau nimeni și era primit așa că trebuia să speli. Într-adevăr, era foarte mult. Dar mașină de spălat basele nici nu existau pe atunci. Da, dar totuna trebuia de gătit, de făcut curățenie, de dus la lucru, copiii trebuiau îngrijiți. Probabil era mai tineri și reușeam mai multe. Știți și acum, ai mai multe posibilități, facilități și de aici auleacă noi ne relaxăm și nu reușim. Atunci era mai mobilizat. Atunci era mai mobilizat și lumea. Mai tineri, mai aveam mai mult. Plin de energie. Și eram motivat să facem, că altfel asta era, nu era de ieșire. Da. Doamna Liupă, dumneavoastră, pe lângă lectura, ați fost pasionată și sunteți pasionată în continuare de cântec. Da, ați fost într-un ansamblu, cine ați adus solistă? Eu am cântat în familie la noi, cânticul a fost la înălțare. Noi cântam în perioada sovietică, când rudele noastre se strângeau, tot ne cântam cântece românești, chiar și patriotice. Da. Dacă am plecat Ardealului din tine, sau eu chiar cântam și trăiască regele cu toată familia în... Da, fredonați-ne mai bine ceva decât să... Da, dacă vă mai o romanță. Da. Eu sunt pasionată. Ascultăm cu drag. De Gheorghe Coșbuc. Pe lângă boi. Focnind din bici pe lângă boi, în zor de zi, el a trecut cu plugul pe la noi. Și după bici l-am cunoscut și cum țeseam nici n-am știut, cum am sărit și m-am zbătut să ies de la război. Și atâta tort am încălcit și-n graba mare am spart un geam, știu eu ce mi-a venit. Am cap, dar parcă nu-l aveam, ce-aveam să-i spun, nimic n-aveam. Dar era în zor și eu vroiam să întreb cum a dormit. Mulțumim frumos! Foarte mult ne-a plăcut. Ne-ați adus aici și o fotografie. Spuneți-ne, cine sunt aici? Aici este soțul meu. A care? Pedagog. Acesta? Da. Aha. Limbă română, adică limbă moldovenească. El a murit cu 24 de ani în urmă. Aici fiica cea mai mare, nu se spunea, Ana Serafimovna, ziceau. Aha. Peciorul, după dânsul, după fica, nașterea lui, am avut necazuri mari, că l-am botezat, să-l botezasem la treia zi după naștere, că nu urmărea, să nu ne urmărească, toată vremea. Și-au aflat și ați avut necaz? N-au aflat, eu a dedus, prin deducție, că avea moș preot, era peste drum și aici, dacă are moș preot, precis. Și pe urmă, ceilalți doi, ăsta este Gicu, care în Chișinău lucrează pe o... are linia 134. Aici este Raisa, fiica mea, spun că seamănă cu mine și chiar se vede când cineva a întâlnit, nu este a lui doamna, a lui Bobi Mihailovna, fiică. Da.
Și parcă i-am spus pe toți, iată pe fiul acesta l-am pierdut. El a rămas soția lui cu doi copii, copii căsătoriți, unul în București, altul în Italia, are trei nepoței, adică asta e. Dar după atâie nici n-am mai văzut, n-am mai dovedit. Pe lângă durerea faptului că v-ați pierdut copilul, ați pierdut și soțul, spuneți, acum 24 de ani. Soțul, da, 24 de ani. M-ați, da, eu după o viață trăit cu un 27, om, cum e să te trezești fiind fără el? Singură, cu... Știți, pe sub fereastră îmi curge un râu, sunt lacrimile mele. Fetițele cu șorți la râu își spală fața în ele. Și nu înțeleg că eu le spun, când durmele își adapă, că-s lacrimi, că își râd cu râsul lor nebun când durmele își adapă. Și nu înțeleg când eu le spun că-s lacrimi și nu apă. Dar știți, am aflat că plânsul, plânsul ne dă putere. Și bine uneori să plângem. Dă putere creierului. Și zice și longevitatea depinde și de felul cât ai plâns tu în viață. Dar slava Domnului, am avut lacrimi, se umple o fântână. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de azi. Am primit o reală plăcere. Am cunoscut o generație de femei frumoase. Noi îți mulțumim. Patru generații. Eu vreau să-ți ofer un cadou pentru studioul vostru. Sper că este un mesaj care o să te motiveze mai departe să faci emisiuni la fel de interesante cu oameni interesanți. Mulțumesc frumos. Vreau să le arătăm și celor de acasă. Sus să avem inimile. Foarte inspirațional. Mulțumesc, mulțumim. Multe realizări. Mulțumim. Am avut ocazie să fiu în acest studio și să nu știu câtă parte din viața mea să o expun aici. Cu siguranță aveți încă multe, multe de zis, pentru că la 88 mulți, de ani omul are o istorie întreagă în spate. Mă îndeamnă, de ce nu scriți o carte? Am început, dar acum știți, nu pot... Eu sigur. Am vederile. O să aveți mulți ani înainte ca să vă continuați cartea și noi după care o vom citi. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, iar noi ne revedem mâine cu o poveste extrem de emoționantă. O seară frumoasă să aveți! Mulțumim și dumneavoastră!